questo lavoro con Shams, io uscì il programma Life Cycle Studios, compagnia di sviluppatore di giocoli con esperienza di 14 anni in domenio. Despre ce vorbesc astăzi este despre realitate virtuală. Poate unii din voi sunteți familiarizați cu conceptul, poate unii v-ați jucat cu Oculus. Noi suntem printre puținele firme care au avut acces de ceva vreme la prototipul HTC Vive de la Valve, pe care o să am și plăcerea să vi-l prezint cu un etaj mai sus, cam la o jumătate de oră după ce se termină conferința, avem un prototip montat aici. Astăzi am să vorbesc despre realitate virtuală și jocuri. Ok, eu o să încep cu un trailer a unui joc la care lucrăm pentru VR. Deci în ce constă prototipul de casă de realitate virtuală? Până acum, 20 de ani de IT și societățile de IT, eram obișnuiți cu display-ul, de exemplu, cum ar fi cel de retroproiector. Lucrurile sunt pe punctul de a se schimba prin căști de realitate virtuală, în sensul că câmpul nostru vizual va fi de 360 de grade în toate direcțiile. Odată casca pusă pe cap, nu mai există, nu mai vedem fundal, nu mai vedem nimic, nu mai suntem restricționați la dimensiunile unui display, ci avem un câmp vizual complet și percepția este ca și realitatea, de aceea și spune virtual reality. În orice direcție întoarceți capul, casca urmărește și redă imaginile. Stai pe mijloc, bun, ok. Deci, în momentul în care îți miști capul, vezi, ca și cum ar fi, de exemplu, în sala. Chiar putem reproduce, de exemplu, toată sala aceasta și percepția este reală. Va fi, consider, următoarea revoluție în ceea ce înseamnă display-ul informațiilor de pe sisteme de calcul. Aveți mai sus o reprezentare. În ce constă casca? Are două display-uri pentru ochiul stâng, ochiul drept. Și din cele două recompune imagine 3D. Nu vă imaginați că este gen 3D, cum ați văzut la cinematografie, un fel de pseudo-3D, unde anumite obiecte ies, ci este un 3D real. Odată casca poți să aproape nu mai faci diferența între realitate și ce vezi acolo. Bun, mai departe. Specificații. Două display-uri de 1200x1080 pentru fiecare ochi. Deci aceasta este rezoluție HD. Da, cele două display-uri sunt în format portrait, deși suntem obișnuiți ca display-urile să fie în format landscape, laptopul, pentru că fiecare imagine, fiecare ochi vede aceeași imagine, puțin decalată, pentru a recompune 3D. Nu există mișcare, nu există jitter, adică lipsa fluenței în redarea animațiilor. Calitatea imaginilor este fotorealistică. Un complet divizor de 360 grade pe toate cele trei axe. Încă un lucru interesant, Room Scale Experience. Prototipul Vive are niște camere de tracking cu lasere, ceea ce permite, în limita unui spațiu de aproximativ 15-6 metri, efectiv să te miști, te apleci, miști orice mișcare și să o percepi ca și cum te-ai mișca în lumea aceea. Deci nu doar stai și îți miști capul, mișcare reală. Una din lucrurile care le aduce în plus prototipul Vive este eliminarea completă a răului de mișcare. Una din principalele probleme cu realitatea virtuală era diferența aceea de timp între momentul în care senzorul citește poziția capului și o transmite calculatorului ca să redea imaginea. Momentul în care middle brain-ul, creierul mijlociu, simte un decalaj chiar și de câteva milisecunde între poziția percepută de noi, respectiv poziția vizuală văzută, apare răul de mișcare. Gen, cum la unii mașini, avioane, alte lucruri. Bun, câteva cuvinte despre noi.
experiența noastră în 3D a început cu primul motor 3D deschis de mine în 97, cu vreo 11 ani în urmă. În 2004 am portat Quake, care poate este la unii din voi este familiar. A fost primul joc 3D care a luat pe un smartphone. A vremea aceea a fost ceva, wow, telefonul mobil pot face și jocuri 3D. A ținut un pic capul de afiș al presei, prin ceva destul de senzațional la vremea aceea. Și am început să lucrăm pe Virtual Reality din 2014. Este un domeniu extrem de provocator, pentru că a oferi o experiență VR reală înseamnă să împingi imagini high definition la 90 de cadre pe secundă. Ținând cont că abia câteva jocuri la ora actuală oferă animații la 60 de cadre pe secundă, să împingem la 90 va fi o provocare. Într-adevăr, poate unii ați văzut filme la 60 de cadre pe secundă, fluența mișcării este perfectă, deci nu mai este percepută ca și o animație sau ca și o chestie digitală. Mișcarea devine naturală. Și, într-adevăr, din punct de vedere tehnic, va fi extrem de provocator. Va fi o provocare mare pentru cei care vor să lucreze în domeniu. Momentan, demo-ul care l-ați văzut este într-un joc 3D la care lucrăm, este un action racing. Momentan, suntem undeva pe la 80 de cadre pe secundă. Încă mai avem de lucru, n-am terminat cu optimizările. Am reușit cumva și sper să reușim să împingem până la 90 de cadre pe secundă. Trebuie să regândim cam din temelii tot ce înseamnă 3D și felul în care reprezentăm și felul în care vom scrie jocul. Deci, scrie și ultima poziție, this is not the App Store. Cine va face jocul pe așa ceva, are nevoie de un touch background și de resurse destul de serioase. Mai departe, ce joc despre care vorbeam? Bun. Despre ce este vorba în joc? Este un joc inspirat din clasica scenă din Indiana Jones cu minecart race-ul. Este un joc de acțiune racing într-un minecart, combinat cu elemente de 3D shooter, gândit special pentru VR. Vreau să conțină și elemente de shooter, shooting action, și elemente de racing, de mișcare, și elemente de fantasy, pentru că una din lucrurile frumoase în VR este, poate cum am spus în filmul acela, să creezi niște scene open, vaste. Noi pe parte de VR vom merge pe a reda open world, deci nu vom crea jocuri în camere, în clădiri, unde câmpul vizual este limitat, tocmai pentru a pune cât mai bine în evidență conceptul de realitate virtuală. Munți, zăpeziți, jungle, păduri, montane, noaptea, deci vom face o variațiune foarte mare de scene impresionante, diferite, unele reci, unele calde, unele tropicale, ca să încercăm să oferim tot felul de experiențe vizuale. Ce vor oferi pentru prima dată aceste jocuri vor fi niște experiențe chiar complete, pentru că în momentul în care câmpul vizual ți este complet înconjurat, chiar simți că o scenă care se desfășoară pe vârful unui munte înzăpezit e destul de rece, sau dacă e noapte, percepi senzația de noapte. Pentru că întreg câmpul vizual este ocupat de joc, de informația vizuală din joc și nu ca și pe un display unde de fapt în display-ul ocupă, nu știu, poate 10-15% din câmpul nostru vizual, restul fiind fundalul de coro din jur. Ce va reda pentru prima dată VR-ul și în alte jocuri n-au reușit să creeze sunt senzațiile emotive. Una din ele, de exemplu, este senzația de viteză. Nu prea ai cum să percepi senzația de viteză când joci, de exemplu, un joc cu mașini pe un display, pentru că 90% din câmpul tău vizual este static. Da, vezi mașina sau vezi scena că se mișcă cu viteză, dar nu percep la nivel cerebral senzația de mișcare. În VR, senzația de mișcare este perfectă. Prima dată, cu 2 ani în urmă, când am testat un roller coaster pe VR, efectiv mi-am smuls casca de pe cap. Deci, senzația este reală și înspăimântătoare. Chiar o trăiești. Pentru că te uiți în jos, te uiți în sus, te uiți în stânga, nu ai niciun reper fix de care să te agheți. Totul este real, ești în scena aceea. Viteza este unul de aceea și ideea de rail racing, vreau să pun în evidență senzația de viteză și felul în care ea este percepută. Până acum, în jocuri, nu prea se putea percepe senzația de viteză. Open space, spații deschise, după cum se vede și în screenshot. Ne-am axat foarte mult pe spații, pe scene vaste, deschise, extrem de detaliate, nu știu, jocuri mici, cu nivele mici, probabil vedem o cameră sau o curte interioară. După cum vedeți și în screenshot, câmpul vizual se întinde pe câțiva kilometri. Da, este frumos, dar și este destul de greu, pentru că volumul de geometrie implicat într-o scenă de asta este imens. Și să duci chestia asta la 90 de frame-uri pe secundă, ne-a cam dat ceva bătăi de cap, dar we're almost there. Fobiile. Toți avem fobii, nu? Una din fobiile mele este frica de înălțime și în momentul în care în VR mă opresc peste pasajul acela și mă uit în jos,
Da, chiar se face frică de înălțime și o percep perfect. Una din aplicațiile care se poate să o putea face în VR este exact asta, învingerea fobiilor și fricii de înălțime. Încă un lucru pe care punem accent în joc sunt exact lucrurile astea, fobii. Frică de înălțime, frică de viteză, frică de a cădea, frică de a cădea ceva pe tine, de a te lovi de ceva, pentru că percepțiile sunt reale. Cine a testat la noi VR-ul, în momentul în care intrai într-un tunel, toți au plecat capul să nu se lovească de tunel, deși nu te lovești, dar percepția este reală. Nu prea o să faci chestia în fața unui display. Exact după cum spuneam, este scena în care intri în tunel. Percepția este reală. Obiectele care te înconjoară, ai tendința să te apleci, ai tendința să le eviți, vrei să le prinzi cu mâna, multe par foarte reale, foarte aproape, vrei să le atingi. E o experiență radical diferită. Și dragonii, îmi plac dragonii. Ce mă mai putea reprezenta prima dată în VR sunt lucruri care în realitate nu există. Dinozauri, dragoni, alte chestii. Și percepția este un pic mai bună decât pe un ecran 2D. Dincolo, alte aplicații care le vrea realitatea virtuală, bineînțeles, în afară de jocuri, este și reprezentarea de informație. Presupun că toți din sala asta lucrăm cu un calculator în față, avem un display cu o rezoluție oarecare și facem alt tab între mai multe ferestre. În momentul în care folosești o cască de VR, poți să ai în fața ta literalmente 1000 de ferestre, fără să fii nevoie să faci alt tab între ele. Poți vizualiza volume uriașe de date, tot fără să fii nevoie să te limitezi la display. Deci, bineînțeles, orice tehnologie hardware prima dată se folosește în industria jocurilor, pentru că e un domeniu unde se investește masiv, se acoperă investițiile repede, se amortizează repede, după care vor deveni mai consumer affordable, mai ieftine de vândut și de cumpărat. Gândiți-vă ca și cum toată sala asta din jurul vostru ar fi un display. Ca și cum în loc de ce vedeți acolo pe stadion, ați putea avea efectiv câte în cap fizic aici, fără să fiți nevoie să faci alt tab pe ele. Întorci capul în stânga, ai un tab în Excel, întorci capul în dreapta, ai o prezentare în PowerPoint, ai un browser în față, le poți lua cu mâna. Și mai bine un kitul acesta de VR, sunt două trackere care le ai în mână și în momentul în care ești în VR, îți imită mâinile, îți vezi mâinile. E o chestie interesantă să faci un joc horror în care urcă pe aia pe mână și o percepi ca reală. Bineînțeles, vom face toate prostiile atât în jocuri. Dar dincolo de aceasta, ce, dacă stăm să ne gândim un pic, toți suntem astăzi aici, pentru un simplu motiv. Cineva undeva cu 20 și ceva, 30 de ani în urmă, a inventat o chestie numită monitor, a legat-o la un sistem de calcul, pentru că intrau punch card-uri, și ca să fac interviez un pic pe istoria calculatoarelor. La începutul calculatoarelor nu existau display-uri, deci erau niște cartele perforate, fine, diverse metode de a face cele calcule. În momentul în care cineva a venit și a inventat o chestie numită display, monitor, și puteam reprezenta informația vizual, aici suntem astăzi, avem o întreagă industrie numită IT. Au avut trece de la monitor, la display, la tot ce înseamnă în jurul nostru, tot câmpul vizual. Deci, câmpul vizual în VR este cam de cel puțin 10-15 ori mai mare decât cel de pe display și este și mult mai ușor să interacționezi cu el. Pentru că, de exemplu, putem pune ferestre stacked, transparent una în spate la cealaltă, le putem prinde cu mâna, probabil ne-ați văzut în filme science fiction, putem manipula mult mai ușor decât cu mouse-ul. Putem manipula modele 3D, putem manipula virtual anything. Una din proiecte de research care le facem noi, încă în fază de prototip și research, sper că în câțiva ani să fie gata, vrem să luăm un full-scale model la unui oraș tridimensional, reprezentat wireframe în VR, să agregăm și să agregăm toate sursele de informații, camere de trafic, social media, orice, toate fluxurile acestea de informații, video, audio, text, și să poți explora un oraș. Să folosești informația în vari motive. Probabil vom merge mai mult pe partea de defense, de aplicații de securitate militară, dar și pe alte aplicații mai interesante de a studia cum funcționează un oraș digital. VR-ul îți permite să explorezi orașul, să faci zoom-in, zoom-out, să surcă și cum ai survola cu o dronă orașul, o poți face în VR perfect și să folosim, să interpretăm toate datele care le putem agrega. Dar încă suntem departe, pentru că fluxul de date este gigantic și puterea de procesare de care este nevoie să le putem prelucra este gigantică, dar gândiți-vă, putem face, să pot face aplicații gen, dacă s-a pierdut un copil, te duci la ora, locația în VR unde s-a pierdut,
să urmărești toate feed-urile de social media, poze, camere, video, tot și să le poți procesa și să le poți interpreta mult, mult, mult mai rapid decât o facem acum pe un display. Și multe alte aplicații conexe și similare. Da, avem un prototip, îl vom instala în cam o oră, aproape jumătate instalat, în cam o oră va fi disponibil, avem un stand jos, deci binevenit. Sus, ce suntem la 1? Da. Ok, sus, la 2. Nu am testat încă, deci nu ne-am interfațat încă, nu lucrăm. Deci lucrăm strict pe prototipul de la HTC. Știu ce spui de cardboard, este hardware diferit. Da, teoretic putem adăuga suport de cardboard, nu văd de ce n-am face, dar încă nu ne-am tentat sau n-am ajuns acolo, ca să spun așa. Asta depinde de dezvoltator să adauge suport. Deci adăuga suport de VR al unui joc este chiar destul de simplu. Deci nou, ca să adăugăm suport pentru Valve, pentru ceva de genul 30 secunde. Deci vin API-urile gata, făcute. Depinde de dezvoltator dacă el vrea să nu o să ofere suport. Dar presupun că toți o vor face într-o oarecare măsură, pentru că e simplu. Deci, casca vine pe HDMI. Teoretic, ca și cum avea un sistem de două monitoare, are o mică interfață hardware care face imaginea pentru ochiul drept, ca cele două când se recompune ochiul să-ți fie 3D, ca și cum vezi în realitate. Ca paranteză, de exemplu, casca VR, dacă o legi pe Windows, vezi Windows-ul față desktop-ul, deci nu e ca și un display, numai că nu e nimic 3D, doar vezi în aer desktop-ul. Bun, încă pe partea asta se lucrează, dar probabil dacă stai să te gândești, poți să-ți lucrești cu mănuși. Știi? Sistem de mănuși cu senzor la fiecare, deci dacă îți dau să fac soluția acum pe loc. Deci dacă o să vii să vezi prototipul, o să vezi că atât pe treacurile de mână, cât și pe cască, are o grămadă de receptori laser. Știi? Și atunci poți să faci, de exemplu, o mănușă cu niște receptori laser care sunt ceva de genul 1 mm², fiecare deget, și le poți urmări cu o precizie extrem de mare în spațiu VR. Și, de exemplu, ții o mănușă pe mână, o pseudo-mănușă, cât ai trackerele pe degete. Da, se poate folosi, deci are două lentile și poți regla focalizarea. Deci în funcție, asta era una din defecte de la Oculus, venea cu trei lentile predefinite, deci ca și mai ar fi trei feluri de ochelari. La Vive ai un mic buton care poți să-ți reglezi focalizarea până focalizezi perfect. Deci chiar dacă ai ochelari, de exemplu în cazul tău, dacă ai ochelari, poate nu ai nevoie de ochelari, el având lentile care se reglează, îți mimează ochelarii. Asta e off the record, dar să fim prototip, versiunea finală consumer friendly va avea o cameră, să-ți arăt un pic. Dacă te uiți cu mine casca, va avea în față o cameră video care va face bypass. Deci tu, deși ai casca pe ochi, cum ca să nu te lovești prin cameră și ai evita accidentele, îți va permite ca, virgulă, casca să-ți redea de fapt ce filmează în jurul tău. Și atunci, da, augmented reality devine foarte ușor de implementat. Ai două opțiuni. Deci ai opțiunea standstill, în care nu-ți urmărește mișcările fizice prin încăpere și atunci îți o setezi stând pe scaun, deci da, te poți mișca în stânga, dreapta, îți miști mâinile, dar nu și mișcarea corpului. Respectiv, spațiul minim e 3x2 metri și poate merge undeva în 6x8 sau așa ceva, în funcție de dacă e ceva ce să proiecteze camerele sau nu. Bun, nu, încă nu s-a gândit nimeni la chestia asta de să facă efectiv să mergi. Deci scopul nu e să mergi, pentru scopul e să poți să faci mișcări. Cum ai zis, te joci, nu știu, un 3 de șută, da? Poți să-ți miști armele, să te apleci, să te miști mai în față, mai în spate. Încă nu știu, sincer, pentru că îți spun, sunt 80 de prototipuri în lume și cred că suntem 25 de companii care facem ceva. Deci încă sunt multe lucruri care nimeni nu s-a gândit sau că nimeni nu le dezvoltă. Dar probabil că o ajunge acolo, we'll figure something out. Teoretic e posibil să te interfacezi cu nerv optic. Probabil acolo să va ajunge în timp și în spațiu. Dacă vrei să te speri un pic, gândește că toată percepția tactilă a lumii din jurul tău e în coloana vertebrală. Dacă tu reușești să interfacezi un sistem VR cu coloana vertebrală, poți să creezi senzații perfecte, ale nu doar vizuale, ci simți, de exemplu, poți să-ți creezi senzații de frig reală sau senzația de cald sau vânt sau anything. Probabil ce vor să facă este ceva la nivel de nerv optic, pentru că există făcută de o firmă mulți ani în urmă pentru nevăzători, un sistem de camere care se implantează în ochi și oferă o rezoluție destul de bună, filmează și ajung să vadă. Și presupun că pe aceeași logică vor să meargă și ei. Bineînțeles, dacă ești dispus să-ți faci un implant. Momentan ne lucrăm pe Vive pentru că avem la îndemână și asta mă ocupă o grămadă de spațiu și de timp. Am început să lucrăm pe Oculus. Și după aceea trecut la Vive, pentru că ne înțelegem mai bine cu cei de la Valve și ne dau de jucările mai repede decât
Deci de fapt nu ne-a dat două vibe-uri, știi? Toată lumea vrea un vibe, nu ne-a dat, două. Ok, probabil o să fiu subiectiv, dar votez vibe pentru simplu motiv că are camerele laser care îți urmăresc mișcarea. Oricât ar fi de bun giroscopul din Oculus, ca să nu ai deloc niciun lag între timpul în care ai măsurat poziția și până ajunge la calculator, deci lag-ul, cea mai bună soluție este cu lasere, pentru că se mișcă la viteza lumii și este instantaneu. Orice soluție care implică o mișcare mecanică, cum ar fi un giroscop, nu ai cum să aduci la mai puțin de câteva secunde.